Salutare prieteni, eu sunt Ursan, scuzați deranjul din bucătărie, dar am vrut să vă arăt foarte pe scurt cum transform eu apa plată în apă minerală. Bine, între ghilimele apă minerală, pentru că apa minerală carbogazoasă se numește minerală pentru că are minerale, nu pentru că e doar carbogazoasă, că așa există și apă minerală naturală plată, știu. Dar în loc să-i zic sifon, m-am obișnuit să-i spun apă minerală. Ei bine, dispozitivul despre care vă vorbesc se numește SodaStream și l-am aici, o să-l filmez din unghiul acesta. Este un dispozitiv pe care eu mi l-am cumpărat de pe EMAG, v-am lăsat un link în descriere. Nu sunt plătit să fac niciun fel de reclamă dispozitivului, dar mi se pare foarte mișto pentru că îți permite să faci două chestii care pentru mine contează foarte mult. Și prima, nu mai poluezi atât de mult, pentru că cumperi sticle de plastic de apă minerală și le tot arunci, plasticul poluează. Și doi, să nu mai cari atât de multe sticle. E bine, cum funcționează dispozitivul ăsta de la SodaStream? Am dat vreo 300 și ceva pe el. Vine cu această sticlă și cu o butelie cu ce CO2 cu dioxid de carbon. Butelia se montează foarte ușor în spate. O să încerc o singură mână. Uitați cât de ușor se dă capacul jos. Așa vine. Costurile pentru o butelie de genul ăsta, eu mi-am mai luat una separat, sunt de 120 de lei pentru o butelie și refilul este puțin peste 60 de lei, 62 sau 65 de lei, depinde cum prindeți prețul. Eu mi-am mai luat o butelie de backup. Când se termină asta și e goală, o pun pe cealaltă și fac comandă de refil la 65 de lei. Curierul vine, îmi ia butelia goală, îmi dă o butelie plină, eu îi plătesc rambur sau mă rog, dacă vreau cu cardul, cei 65 de lei și întotdeauna am costurile astea. O butelie ți ajunge ca să faci sifon, cam ei spun 60 de litri. Eu nu cred că sunt 60 de litri și vă spun că nu sunt 60 de litri, sunt mai puțin. Luați și voi în calcul 45-50 de litri. Depinde cât de mult vă place apa să fie minerală, cât de mineralizată, cât de puternic vreți să fie gustul. Mai departe, ca să putem să facem apă minerală, sau mă rog, sifon, va trebui să umplem această sticlă. Am umplut această sticlă cu apă de la robinet, dacă o aveți filtrată, sau puteți să puneți orice apă plată doriți voi. Cu cât e mai bună apa plată, clar, cu atât va ieși mai bună apa minerală. Dispozitivul nu se conectează la curent electric, asta înseamnă că va trebui să apăsați voi mai ferm pe acest buton și mai lung pe acest buton pentru a băga dioxid de carbon în apă. Acestea fiind spuse, hai să băgăm sticla. Sticla se conectează foarte simplu, se pune aici și se împinge, astfel încât ea devine conectată, uitați, am reușit și cu o singură mână și oricât ai trage de ea în momentul în care este în poziție verticală, nu poate să iasă din lăcașul acesta. Observați aici, am să apropii un pic filmarea, că sunt aici două rânduri, două marcaje. Primul marcaj spune 840 de ml este cantitatea de apă minerală, mă rog, de sifon pe care ți-o face acest aparat. Mai departe, partea asta cu lămâia, cu felia asta de lămâie pe care o vedeți aici, este cantitatea de suc pe care puteți să o puneți sau de sirop, de fructe pe care puteți să o puneți pentru a face un suc de fructe. Această cantitate, atenție, se toarnă după ce ați făcut apa minerală, după ce ați transformat apa plată în sifon, nu înainte. Deci mai întâi faceți din apa plată sifon și după aceea completați cu suc și amestecați ușor. Acestea fiind spuse, hai să transformăm apa plată în sifon. Aici sunt și niște instrucțiuni, îți arată. Dacă vrei, apeși de 3 ori pentru a avea o apă mai ușoară, mai ușor mineralizată, de 5 ori sau chiar mai mult dacă o vreți mai puternică. Hai să apăsăm și avem o dată, a doua oară, a treia oară, a patra oară și a cincea oară. Hai să vedem cum a ieșit apa. Am adus între timp și un pahar ca să turnăm apa, sifonul în el. Deconectăm foarte ușor trăgând sticla în afară de aici. S-a auzit și fâsâitul acela de apă minerală, ca să spun așa, și cred că se poate observa, înainte să torn în pahar, se pot observa bulele care în ea și în momentul când apropii să torn în pahar, cred că se observă inclusiv acest fum specific apei minerale sau sifonului și sunetul. Cred că s-a auzit că este un sifon. Ca și gust, contează foarte mult ce apă puneți. Ca și mineralizare, contează de câte ori apăsați butonul. La urma urmei, apele carbogazoase, asta au în ele băgate cu forța, cum s-ar spune, dioxid de carbon și de asta au gustul acesta.
nu mai care atâtea sticle, te vei obișnui să dozezi apa, să faci. Uneori mie la început când mi-eșea mai fâsit așa un pic apa, că nu era atât de ok, dar pe măsură ce am învățat cum să utilizez aparatul și după cum observați este foarte simplu, mi-a fost mult mai ușor. Eu sunt Ursan, îți mulțumesc că m-ai urmărit până aici, nu uita să lași un like la acest video, să-mi lași un comentariu, să te abonezi la canalul meu de YouTube dacă n-ai făcut acest lucru încă și să apeși clopoțelul ca să primești toate notificările. Îți recomand să fii recunoscător pentru tot ceea ce ai în viața ta, că sigur dacă stai să te gândești ai multe lucruri frumoase, iar dacă te interesează un astfel de aparat pe care l-am și eu în bucătăria mea, ca să nu mai poluezi atât de mult cu sticle și să nu mai care atât de multă apă minerală, îți recomand să verifici linkul din descrierea acestui videoclip care te va duce exact către modelul de dispozitiv pe care l-am eu. Toate cele bune, pa, pa!